Un bărbat și o femeie au ars de vii în propria locuință. Incendiul a zbucnit pe strada Grigore Vieru din sectorul central al capitalei. Potrivit serviciului situațiilor excepționale, trei autospeciale au intervenit pentru a stinge flăcările care au cuprins apartamentul dintr-un bloc de locuit cu cinci etaje. Pompierii au reușit să salveze șapte oameni, printre care și doi copii de la etajele superioare care riscau să se intoxifice cu fumul emanat. Specialiștii vor stabili cauza incendiului după ce vor efectua mai multe investigații.